Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte, foarte tare. Vreau să încep cu Logodna Mariei și lui Ștefan, care a avut loc în Delta Dunării. Foarte frumos peisajul. Mi-am dorit să ajung acolo, n-am ajuns. Dacă n-am fost până acum, nu o să mai merg. Asta e. Am alte peisaje frumoase și aici. Au fost întâi la mare, acolo la Sfântul Gheorghe, cred că, unde e și delta, e și mare. Au făcut puțină baie îmbrăcați, zicea plaja sălbatică, cam așa ceva, superb loc. Chiar îmi plac plajele mai sălbatice. Și aici este, dar nu mă duc, e departe, n-am timp de la muncă și mi-a plăcut și valurile. Ei foarte fericiți, apoi s-au plimbat cu o barcă, să tot pupau. Bineînțeles, cu cameramanii după ei n-au fost mulți, cred că dacă au fost doi sau unul, poate nu se duc mulți. Apoi el, într-un moment de neatenție, a cerut-o de nevastă. S-a pus jos, s-a pus și ea și zicea că, după ce a zis, el vrei să fii soția mea și a un da foarte convingător, a zis, da, vreau. Ea zicea că îi tremură picioarele de emoție, normal, că am fost și eu emoționată, cu toate că nu-mi plac pe Maria, nu-mi plac, dar am fost foarte emoționată și eu. Îmi plac cerurile căsătorie. Ce să fac? Au avut șampanie pregătită de cei din staff, au băut, se citea fericirea pe fața ei, mai ales pe fața ei. El era mai serios așa puțin și mi-a plăcut când a zis ea că tensori, păi ce să facă omul acum dacă a intrat la mireasa pentru a intrat. Seara le-a pregătit un cort și în față cu o inimioară mare roșie, cred că de flori era așa în față, era ca un fel de alee și afară undeva într-un părculeț, era un cort acolo, au stat, au avut o măsuță și ceva de mâncare, șampanie, au stat de vorbă, s-au mai pupat, bineînțeles, a fost totul foarte frumos, foarte frumos. Vlog continuare, Maria și Ștefan, numărul 2 vlog. I-am văzut după aceea că s-au dus la hotel unde aveau pregătit, bineînțeles, de staff, cine să pregătească, foarte frumoasă și camera, ea foarte entuziasmată, zicea că să dormim, normal, o și spus a doua zi că n-au dormit mai mult de 2-3 ore. Au mai închinat un pahar cu șampanie sau ce-o fi fost în paharul ăla. Apoi le-a zis celor din staff să plece și au rămas împreună. Normal că au rămas împreună. Staff-ul a închis ușa și i-a arătat a doua zi. Au bătut la ușă, a ieșit Ștefan, poftiți vă rog, și ea era în baie. Le-a adus cafele, mic dejun ce le-a mai adus, am văzut-o pe Maria fără machiaj. Bineînțeles că am mai văzut-o eu fără machiaj, dar după o noapte cu logodnicul și fără machiaj, cum arăta? Voi cum ați văzut-o că arăta? V-a plăcut mutra ei? Mie nu-mi place. Nu-mi place, nu e o femeie frumoasă, nu este, dacă nu este, nu este. De unde se cer, ce n-are. Acum iar o să am comentarii că de mine, dar nu vorbesc de mine, vorbesc de ea. Care e frumoasă, într-adevăr, Adriana era foarte frumoasă. Ce nu era? Adriana, da. Adriana, superbă. Și Laura e mai frumoasă ca ea. Toate fetele din casă sunt mai frumoase ca ea. Bine, Iuliana nu e. Glumesc. Așa că ei și-au promis unul altuia că o să mai revină acolo. Ștefan chiar spunea că a fost cu Gașca, cu prietenii, cu familia, pentru că sunt trei frați căsătoriți, el era ultimul care nu se căsătorise, iar în live am văzut-o pe doamna Iuliana foarte, foarte fericită și când a venit, când ei au intrat pe poartă după ce s-au întors, s-a uitat doamna Iuliana la ea să vadă dacă e crăcănată sau nu e crăcănată, pentru că așa a spus, se întoarce Maria crăcănată, nu așa a spus, am auzit, chiar eu am auzit când era cu Antonia, așa că a vrut să vadă, dar nu era crăcănată, semn că zodiile, cum spunea la capricii, nu s-au potrivit chiar perfect, dar nu contează, să mărite, asta e principalul. Asta e foarte important. Apoi i-am văzut pe ei doi, mamă și fiu, după inele, la Splendor. Asta
A fost la toată lumea. A luat inelul, i s-a potrivit, toată lumea fericită. După emisiune, de fapt nu chiar imediat după emisiune, puțin mai târziu, a plecat în sfârșit Maria Lungu, n-am simpatizat-o absolut deloc. Era prea plină de ea, se credea cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă chiar nu era. Nu, nu-mi plăcea fața ei de șoricel stilizat așa cum avea. Chiar n-am plăcut-o. Plus vorba aia moldovenească, cu accentul ăla moldovenesc. Mă refer la moldovenii din Republica Moldova, nu mă refer la ei noștri cu care n-am absolut nimic nici cu aceea. Cu ea am, pentru că a venit să bage zâzanie în casă, n-a venit să încheie cu ea. Ea. Staful a dus-o să mai facă puține materiale, pentru că erau prea cuminți concurenții, n-a zis ce cuminți erau, nu mai făcea nimeni nimic, până și Antonia nu se mai victimiza, nu se mai certa cu nimeni, erau așa foarte cuminți, foarte liniștiți, așa că a dus-o pe Maria să mai facă puțin scandal, a încercat ea ceva să-i tragă de limbă, a vorbit cu ei, să le dea sfaturi, ea s-a găsit să le dea sfaturi, tocmai ea, care nu știa, a spus chiar, am auzit-o că are 30 de ani, dar la Survivor și prindea mai umblat, parcă a fost de două ori, zicea că e născută 95. Apoi nu știu cât e de credibilă vârsta pe care zice că are, dar n-are importanță. Vârsta ei, nu, eu nu plac și dacă nu plac, nu plac și ca mine mulți. Deci a plecat, a fost condusă până pe terasă, cum am văzut că e moda acum. În timpul ăsta, Antonia cu Cristian nu s-au deranjat, stăteau îmbrățișat pe o canapea, chiar el pusese și un picior peste ea. Nu că mie nu-mi place de Antonia, știți din ce cauză, doar că i-am dat dreptate. Era să o conducă și ei doi, nu era, mai ales că ce-a făcut. Și-a luat la revedere de la toți, a mai vorbit cu ei, și-a luat chiar de la fiecare în parte, s-au îmbrățișat. Doamna Floare a zis, mi-a părut bine, nu știu de ce o fi părut ea așa de bine, au aplaudat-o și în sfârșit s-a dus de unde a venit. Spunea că are autocar până la ea în Moldova, să rămână acolo. Chiar să rămână acolo, pentru că ea spunea că a venit în București să facă televiziune. Dar sunt destule românce, dar ale noastre să facă televiziune. De ce tocmai ea și cu fața asta, nici măcar dicție n-avea nici să vorbească, nu știa corect. N-ați văzut-o pe Simona Gherghe, pe Gabriela, pe ce? Păi ea vorbește ca ele. Până nici Raluca Preda nu se ridică la nivelul lor. Inelul soacrei. De data aceasta nu a mai fost tragere la sorți, s-au ascuns inelul, nu știu pe unde să-l caute. A fost un task al mamelor care s-a numit ce știe nora de... Nu, ce știe soacra despre nora? Da? Ce știe soacra despre nora? Am nimerit. Bun. Deci au stat față în față, mamele, n-au participat toate. Din partea lui Vlad nimeni, așa că Iuliana și-a luat adio de la inelul soacrei. Din start, fără nicio șansă, și fetele în față. Doamna Daniela n-a participat, nu știu ce făcea prin bucătărie pe acolo, răsturna la crăteți, deci, care au participat. Și am văzut pe doamna Mariana că a participat cu Laura, cu toate că ei nu mai sunt împreună. Și chiar dacă ar fi fost, niciun caz, copilașul, bebe, somnorosul de Albert, nu s-ar fi căsătorit, că nu de asta a venit. Așa că au început întrebările, genul cum se numesc mama și tata, ce înălțime am, ce mi s-a întâmplat cel mai rău lucru, lucruri de astea banale, ce ar fi putut să știe o soacră despre viitoare ei noră. Asta se vede cât de apropiate sunt, cât au stat de vorbă. Așa că a început concursul și întrebările, iar numele părinților, așa. Fata spunea greșit, corect. Deci, cel mai bine a răspuns, la cele mai multe întrebări a răspuns doamna Maria, bunica lui Alex, bineînțeles. Și doamna Maria n-a știut destule lucruri, dar doamna Maria n-ar fi trebuit să știe mai multe, pentru că ea și cu Laura sunt foarte, foarte apropiate, chiar de la început, până să fie ea cu Albert. Mi-e pare rău de Vlad, că nu și-a dus mama. Zicea că are probleme de sănătate, dar eu mi-amintesc odată că spunea, păi vezi, de asta n-a vrut să vină mama mea. Deci ar fi putut veni dacă era în țară. Eu am plecat,
acum 4 ani când am plecat, eram aici și lucram, adică am lăsat tot, animăluțele în grija vecinului, am lăsat tot ca să vin. Iar ea fiind în țară, n-a vrut. Foarte rău, lua și niște bani în plus acolo. Deci s-a încheiat ASCU cu, oricum o să vedem în emisiunea de la ora 2, cu câștigul doamnei Maria, bunica lui Alex, care s-a dus la acea cutie. Doamna Maria a luat ciocanul, i s-a dat mănuși, s-a dus la acea cutie de sticlă, a spart geamul și a luat inelul soacrei. În timpul acesta se țineau capriciile, chiar era Gabriela Cristea care arăta pe plasmă că uitați-vă, a avut loc, știți cum ea de vorbește mult și spune puțin. Era foarte emoționată doamna Maria, foarte emoționată. Cristina venise la ea fericită, normal că are un inel în plus. Cine nu-i fericit? Pentru că inelele sunt foarte scumpe, cred că de la Splendor. Sponsorul emisiunii, mai au și Oriflame-ul, au destui sponsori. Dar chiar mă bucur, n-aș fi vrut să câștige Laura, pentru toate că îmi place Laura și Cristina nu prea. Eu vorbesc de faptul în sine, n-aș fi vrut să câștige pentru că nu se căsătorește. Nu. Ar fi sperat, poate, Laura, că poate îi forța mâna, dar nu. Copilașul Albert a spus că ia singur deciziile, chiar mă mir cum le ia, dar așa a spus. Așa că doamna Maria a câștigat în acest sezon inelul soacrei. O să vedem când o să îl dea, poate în emisiune, n-am văzut până acum. E posibil să fie arătat, n-am văzut eu, pentru că nu 24 de ore, trebuie să mai mergem și la muncă, nu? Așa că, doamna Maria, câștigătoarea, da, mă bucur pentru ea, n-a venit degeaba 2 ore, femeie, n-aș spune bătrână, o vârstă respectabilă, să șadă, să suporte niște lucruri acolo în casa mireasă, pentru că nu e ca acasă, să știți. Cu toate că am văzut că unii zic stau, mănâncă și beau, nu e chiar așa. E o presiune și o energie negativă. Nu e tocmai plăcut să stai acolo închis. Mai ales pentru mine n-a fost deloc. Mie îmi place afară. Eu tot ce fac afară, bineînțeles, aici mă ajută și anotimpul, pentru că e foarte cald. Și iarnă cald. Să vorbim despre Laura sau cât poate să fie de credulă sau fraieră, cu toate că nu prea folosesc acest cuvânt, de fapt nu-l folosesc deloc. O fată, mai ales că are o vârstă, adică nu are tocmai 15 ani, ar fi trebuit să fie mult mai înțeleaptă. Mie îmi place Laura, să știți. E una dintre fetele frumoase din casă, dar ce ne facem că nu are minte absolut deloc. Cel puțin la băieți. Nu se pricepe deloc la băieți. După ce Albert a pus capăt relației, s-a dus și a început să plângă, dar urâtă, tot plângea. Urât. Că nu mai vreau nimic. El n-a mai vrut. Dar ea trebuia să știe, pentru că el a spus de multe ori că o vede doar ca o prietenă. Și a spus de multe ori că nu vrea să se căsătorească. Și ea a insistat. Și spunea că e ciudat. El crede că n-a fost nimic benefic. Păi nici n-a fost. Că nu au vrut să sufere că după o lună. Păi o lună, sunt fete care pun suflet. Sunt care pun suflet și în câteva zile. Da, măcar într-o lună în care l-a văzut zi de zi și au stat de vorbă, dar se vedea clar că nu se potriveau deloc. Laura doar s-a atașat de el și acum e greu pentru că îi vede pe ceilalți, pentru că toți sunt cupluri și ea stă cu doamna Mariană, n-are cu cine să vorbească. Am văzut că au mai vorbit și după aceea, chiar s-au și îmbrățișat. Mi se pare că au primit niște cadouri împreună, pentru că aceste cadouri sunt trimise mai de mult. Bine, nu foarte de mult. Avea un tricou pe care, tricou aniversar, pe care scria la mulți ani, ea l-avea, normal. Și doamna Mariană a fost afectată, au stat de vorbă, dar ce să mai rezolvi? Albert nu și nu. Dacă nu o vrea, doamna Mariana nu era atât de Laura și de despărțirea lor cât își dorea premiul. Numărul 2.
cum stăteau ele de vorbă, a venit Albert la ele, de fapt la mama lui, a ignorat-o total pe Laura, zicea că se duce să fumeze, mama lui a spus să nu mai fumeze așa mult, el a liniștit, ce sunt bine, nu fumez mult, pentru că știți, trebuie să fie la fumat doar câte unul și până vine lui rândul. Apoi Laura zicea, păi văd că tu nicio treabă ai, adică l-a văzut pe el că nu a fost afectat deloc de despărțire, dimpotrivă, eu aș fi putut, de fapt eu, cum am văzut eu, parcă s-ar fi eliberat, pentru el a fost o eliberare, a făcut așa, gata, am scăpat de ea, pentru că prea îl cicălea, prea, cu toate că în ultimul timp l-a mai lăsat să nu-l sufoce, zice ea, iar el tot pe a acuzat-o că nu s-a implicat. Apoi chiar nu-l înțeleg pe băiatul ăsta, cred că nici el nu se înțelege, dar măcar Laura sau mama lui. Și a plecat, iar ele au vorbit mai târziu și în cameră, dar am văzut în emisiune, doamna Simona Gherghei spunea că dintre toți băieții din casă, el fumează cel mai mult. Mama lui tot dădea înainte cu sănătatea, că nu e bine. Păi nu e bine deloc, țigarea chiar nu e bună, nu că îi fac acum reclamă negativă, dar de ce ar fi bun fumul ăla băgat în plămâni, eu nu fumez. Am fumat și eu, bineînțeles, nu foarte mult, dar țigările erau doar cu tutun atunci, pe vremuri când am 20 de ani fără țigare și mă simt excelent. A intrat și mama Laurei, era supărată, îi părea rău, normal, când vezi copilul tău că suferă, sigur că îți pare rău. Zice că e un copil bun, cu un suflet sincer, păi este. Fiecare mamă vede copilul ei cel mai bun. N-am spus că Laura n-ar fi un copil bun. Este, chiar este, dar prea naivă. Că va rămâne Albert în sufletul ei și viața merge înainte, va rămâne. Nu, va rămâne pentru mult timp. E destul să se îndrăgostească chiar și Albert, da, să va fi nici măcar istorie pentru ea. O să iese definitiv din viața ei și bine face. Foarte bine. De ce să mai gândească la el? Mai ales că n-a iubit-o. Apoi mama Laurei mulțumește doamnei Mariana că a fost lângă ea. Știți că ele s-au simpatizat dinainte, cele două. Dar asta e. O să treacă, totul trece, toate trec. Am văzut-o pe Laura că era foarte tristă. Și mama ei chiar spunea, e greu pentru toți. Pentru toți e greu. Pentru cine e greu? Pentru Laura, pentru mama ei, pentru doamna Mariana, că a văzut că îi fuge premiul de sub nas. Dar pentru Albert, nu. Chiar era foarte fericit, l-am văzut eliberat, scăpat de Laura, care tot... El a văzut că de câte ori ea venea, câteodată nici măcar nu se ducea când se deschide ușile la ea. Mai ales că acum o să se deschidă ușile, cred că de săptămâna viitoare, poate de sâmbătă, de duminică sau poate după petrecere, vedem. Și să deschid ușile și ei doi nu se mută împreună, vă dați seama că e greu pentru ea, pentru el nu. El nici măcar nu ținea să doarmă cu ea. Dar normal că Albert, ce să zică, zicea, după ce s-au despărțit, că ea s-a uitat după Cristian. Păi dacă ești în casă și te uiți într-o direcție, și să află din întâmplare acea persoană. Și dacă te uiți după el, ce? Să uite după el, nu înseamnă că s-a uitat. Pentru că știți, Cristian a pus punct relației. Apoi și Laura îi spunea că și el, când Maria Lungu a urcat scările, s-a uitat după ea. S-a uitat după ea că era nou venită. S-a uitat pur și simplu din curiozitate, nu că l-ar fi interesat, pe el nu îl interesează. E mai mare cu 8 ani ca el și el a spus de la început că nu vrea o fată mai mare, așa că nicio șansă n-a avut la fete. Toate erau mai bani, în afară de Andrada, dar a fost foarte repede eliminată. Și Albert spunea că, sigur, nu s-ar fi potrivit, de fapt are dreptate, dar ea nu vrea să accepte situația, crede că se potrivesc. Da. Da, am văzut în același timp, în timp cât ei vorbeau, Cristian râdea în continuu. Deja Laura are două despărțiri. Două cupluri, două despărțiri. Asta e viața. Antonia și Cristian stăteau de vorbă despre Maria Lungu și ce au discutat ei când ea a fost invitată la băieți și au vorbit doar ei doi. Doar ei doi și toate camerele pe ei și toată lumea a văzut care s-a uitat. Și eu m-am uitat.
Când ea a plecat, ei nici nu s-au ridicat de pe canapea să o salute sau să o conducă, n-au fost interesați, dar s-a dus doamna Daniela, a îmbrățișat-o, că o să se mai întâlnească, când au venit și ea prin București, eu zic să șadă acolo la Chișinău, că acolo e țara ei, ce să caute în București, face ea televiziune, dar nu sunt destule românce capabile, trebuie să vină Maria Lungu să facă ea televiziune în București, nu i-a reușit, nici nu mă așteptam să reușească, pentru că nu e chiar așa ușor. Și plus cu accentul ăla ei, la ce s-ar fi așteptat? Dacă s-ar duce la Chișinău, că eu urmăresc știrile de acolo din Republica Moldova, poți să vorbești cu accent moldovenesc sau limba lor moldovenească, cum zic foarte mulți dintre ei, de fapt toți. Dar nu vii în București, faci televiziune și ai accentul acesta. Are nevoie de foarte multe lecții de dicție, dar cum se crede ea deșteaptă și frumoasă, din fericire pentru noi, nu o crede nimeni. Cum a spus și Liviu, nimeni nu interesa de tine, mare dreptate a avut. Așa că am văzut pe Cristian că nu i-a dat nicio importanță, cum se aștepta ea, mai mult ea a insistat, chiar spunea Cristian că ei s-au văzut în decembrie, anul trecut, și că doar s-au plimbat, au discutat despre muncă. Fiind întrebat de ce s-au întâlnit, zicea că a insistat, păi ea așa face, insistă. Să știți că bărbații, când te ții după ei, nu faci decât să-i îndepărtezi. Știu din experiență, bineînțeles, eu nu m-am ținut după nimeni, de ce să mă țin, nu s-a bărbați, dar am văzut prietene de-ale mele. Am văzut prietene de-ale mele care s-au ținut după bărbați și n-au făcut decât să-i piardă, dar nu contează, sunt și alții. Chiar e plină lumea de ei. Și sâmbăta aceasta o să fie la petrecere invitați foștii concurenți, chiar Laura a întrebat din acest sezon, da, din acest sezon, ea foarte fericită, poate vine Khaled, știți, care a plăcut-o foarte tare, ea poate speră să vină și eu aș spera să vină, să vedem, că sigur el o urmărește, dar vom vedea sâmbătă, nu mai mult, mai două zile. Cam atât am avut despre concurenții noștri, vă doresc o după masă plăcută și la revedere!